podcastul lui Radu Prisăcaru, episodul 11. Dezvoltare personală prin coaching transformațional. Acum lucrurile au evoluat foarte frumos. Dacă înainte, spre exemplu, mie mi-a luat 2 ani, acum mult timp, ca să îmi acreditez primul nivel, acum cine este hotărât și își dorește, în jumătate de an, poate să-și ia acreditarea de la Federația Internațională. Și deci poate să înceapă efectiv să profeseze și să aibă primii clienți la nivel internațional, vorbim. Sigur că da. Așa, primii clienți la nivel internațional îi poți avea și după ce termini o școală acreditată. Adică nimeni nu te obligă să te duci să-ți iei acreditarea mai departe. În schimb, ca să fii la nivelul standardelor internaționale. Și noi recomandăm foarte mult, dacă o persoană dorește să înceapă și să experimenteze, să caute acei coach în cadrul federației. Pentru că introduci numele și îți dă imediat dacă este acreditat și la ce nivel. Da? Sunt trei niveluri de acreditare. Primul este Associate Certified Coach. Da? Ești coach asociat, ai nevoie de un program de acesta de formare și de 100 de ore. Professional Certified, ai nevoie de 500 de ore și de mult mai multe ore de training, și Master Certified Coach e ultimul nivel, în care ai nevoie de peste 2500 de ore, de mulți clienți. Și dar eu cunosc coach care n-au dorit să se acrediteze pentru că au făcut pur și simplu pentru ei. Da, pentru ei. Recunosc că și eu sunt unul dintre aceia. Am făcut-o primul rând pentru mine. Da. Dar folosesc foarte mult acele întrebări puternice de care vorbeai, pentru că într-adevăr un coach se folosește de a pune întrebări, de arta de a pune întrebări, pentru că contează într-adevăr foarte mult când pui o anumită întrebare și chiar și cum o adresezi, care este tonul, pentru că la un moment dat poate deveni prea personală. Unii clienți pot simți acest lucru și se pot supăra la un moment dat. Da. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu mine acum, Radu, că folosești. Folosesc. Devine parte integrantă și informală a vieții de zi cu zi. E un mod de a trăi. Recunosc că n-am văzut puterea acestor întrebări, e normal să le folosesc, nu pot să le las deoparte. Da, și revin, nu numai întrebările, ci pur și simplu ascultarea. Omul să se simtă ascultat și înțeles. Și chiar este o carte foarte interesantă, Coaching zi de zi, prin care explică de ce, de fapt explică cum această știință a impactat profund viața de zi cu zi. Return on investment este de 8 ori, toate multinaționalele folosesc, de ani mulți au introdus cultura de coaching în organizații și gândul mă duce la un proiect în care am fost implicată acum câțiva ani. Cred că a fost cel mai mare proiect în care am fost implicată până acum. Am făcut coaching la liderii Microsoft în toată lumea. A fost un proiect imens, 3300 de lideri și noi eram 100 și ceva de coach pe o platformă internațională unde ei ne selectau. Și ce e interesant e tot programul a plecat de la această carte, de fapt. Ei au făcut formarea în coaching și apoi au făcut niște sesiuni, un calup de 6 sesiuni de coaching cu noi. Programul tot s-a numit Întreabă mai puțin. Stai o secundă că fac traducerea, dacă vorbesc numai în engleză. Spune mai puțin și întreabă mai mult. Da? Pentru că asta e important, să întrebi, să fie omul potrivit la locul potrivit. A apus acea epocă în care eu, șeful, știam cel mai bine și spuneam cum să execuți. Pentru că lumea, nu vezi, acești millennials, ei nu sunt mai satisfăcuți cu cât poți să le dai, oricât de mult. Nu, ei vor o balanță între viață personală și viață personală și profesională. Mulțumesc! Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro